Vreau pentru cei care își mai amintesc, să reamintesc chiar pentru cei care nu știu foarte bine Revoluția lui Cristian Paraschiv, să spun câteva lucruri legate de drumul acesta. Din 1982, când la Sineza expunea ciclul de picturi și obiecte, Strunga, o suită de lucrări, de pânze mari, cruciforme, pornind de la tema, de la problema aceasta a sacrificării mielului. Era o temă ascunsă, era o temă secretă, nemărturisită, dar aceste imagini cu blana desfăcută și reconstruită în formă de cruce, avea ca temă secretă ideea de sacrificiu a mielului. Spun lucrul acesta pentru că această temă se va menține ca un fel de leitmotiv în forme foarte diferite, foarte variate, uneori cu totul ascunse, secrete, până în clipa de față, ca una dintre temele lui. Desigur, Cristian Paraschiv era un dictor cu o disponibilitate extraordinară. La ora aceea picta după natură, împreună cu grupul Prolog, picta la Pescani, picta temele acestea de care am vorbit și care au fost expuse în 82 aici, dar lucru caracteristic pentru disponibilitatea lui, dar și pentru nevoia de libertate pe care o resimte permanent, în paralel cu aceste teme, el ataca niște teme mai specioase pentru momentul acela și una dintre ele este tema relației dintre corpul uman și mașină. Pentru cei care știam această producție, care nu era scoasă în expoziții publice, pentru că probabil nici nu ar fi avut acces acolo, el ataca o altă temă care este o constantă pe întreaga activitate de artist al lui Cristian Paraschiv. Tema corpului uman. În cazul acelor imagini, era o temă critică, un denunț al dezumanizării omului și relația cu o mașină, zicem, de tip de secolul XIX, într-un fel, avea și o dimensiune suprarealistă și ne amintea celor care știam această producție, această serie, de o vorbă celebră care într-un fel a fost actul de naștere a suprarealismului, a lui Andrei Breton, să ne imaginăm un trup de femeie așezat pe o mașină de cusut. Era o imagine imposibilă. Cristian Paraschiv avea acest curaj de a aborda problema aceasta tragică a condiției umane încă de atunci. De asemenea, o temă constantă și care reapare permanent era această relație masculin-feminin. O temă cu care a plecat în față și pe care a dezvoltat-o după aceea în diferite ipostaze și mă amintesc de unele imagini în care, de asemenea, premoniție tragică, figura femeii și a bărbatului se transformau într-un fel de forme tubulare, mecanice, arătând într-un fel o dezumanizare a ființei umane. Cristian Paraschiv pleacă în Franța în 1986 și se stabilește acolo și urmează un drum și o evoluție cu totul și totul spectaculoase. Deci în opera lui vor exista câteva leitmotive cu care a pornit încă din țară, dar încet, încet, cum o să vă arăt, aria lui de preocupări și posibilitățile de exprimare se extind absolut spectaculos. Deci vorbeam de tema corpului care a rămas ca o constantă în care artistul
se va vedea mai târziu și se va vedea, se vedea în această expoziție, consideră trupul uman, propriul lui trup, ca un agent al exprimării artistice. Deci el își folosește propriul trup, acționând cu el sau acționând asupra lui, folosindu-se de trupul său ca de un agent cu valențe expresive, estetice, mai mult decât atât, moral, vom vedea. În Franța, spun pentru cei care nu cunosc drumul lui, eu am avut privilegiul unei corespondențe îndelungate cu el. Și deci, într-un fel, sunt la zi cu tot demersul lui. Primele manifestări au fost niște mari colaje pe plasă de sârmă, în care aducea ceva din această strălucire. Și am și scris despre lucrul acesta că prima întâlnire cu Occidentul, cu Parisul, a fost miraculoasă pentru el. Deci a venit această stare de miraj a civilizației acestea opulente. Aceste colaje, mari colaje, aveau ceva din fastul, din strălucirea civilizației Occidentului. Mai târziu, Cristian Paraschiv va adopta și o tentă critică față de civilizația și față de cultura în care el există și poate chiar în raport cu condiția omului sau felul cum această condiție a omului se reflectă în actul de artă. Una dintre temele consecvente ale lui Cristian Paraschiv și care de asemenea s-a manifestat în ipostaze foarte diferite a fost tema identității. A ajuns în acea lume și părăsind o altă lume și o altă civilizație, un alt mediu cultural și uman, Cristian Paraschiv și-a pus permanent tema, problema, întrebarea asupra cine este el. Problema aceasta identității apare obsesiv la el. În ultima expoziție cu infografiile, de acum câțiva ani de zile, apărea această temă, spun, obsesiv. Adică explorarea propriului chip, punerea lui în relații, uneori părelnice, fantasmatice, cu alte persoane, dialogul pe care îl poartă peste timp cu persoane, cu personalități, nu? Se așează alături de Flaubert, alături de alte figuri mari ale culturii. Se imaginează în scenarii dificile, grele de înțeles, însuit aceasta de infografii care a expus-o aici, la București, acum câțiva ani de zile, de infografii în care el arată că se poate cumva truca realitatea prin mijloacele tehnologiei, ale tehnicii moderne, are în subtext cumva și o teză critică, în sensul că arată că omul modern poate fi manipulat prin intermediul fotografiei, a internetului, a acestor mijloace pe care civilizația noastră le utilizează din plin. O altă, deci această suită a culminat cu o serie întreagă de lucrări care se chemau carte de identitate. Cristian Paraschiv își punea permanent întrebarea, problema cine este el, translat în acea cultură care inițial era străină. De asemenea, încep primele semne ale temei care va fi, cum spun, dominantă în arta lui și care este reprezentată aici amplu, tema aceasta, pielea și corpul, și așa cum te-am întâlnit
într-o scrisoare, în corespondența noastră, este o încercare, cum a spus și doamna Uder, într-un interviu recent, este o încercare de a